uităm după. Da, chat, vă pup, hai să vedem reacție. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe nu mai pot. Te pup, Montana! Mersi foarte mult, Montana's Vlogs, frumos la pușcărie. Te pup, te pup, mersi. S-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Îl știu pe unul, a fost cu el în generală. Ce voia să se omoare încă din prima zi de școală. Cu un tată bețivan, cel pătea seară de seară. Venea vână stând în clasă, încercând doar să nu pară. Și stăteam cu el la gara, așteptând autobuzul. Spunea că urăște viața, dar nici nu-i prinsese gustul. Mi-a întins într-o zi mâna, avea lacrimi pe obraz. Taxul iar se semână focul de pe aragaz. Și era doar un copil, nici nu știu dacă mă simți. Unii au părinți din ea, de mai bine n-ai părinți. Doare al dracului de tare, încă mă scoate din minți. L-am văzut ultima oară pe peron înghesuit. De momente și de vorbe și de amintiri ciudate. Îmi spunea cât se urăște și cât se gândea la moarte. I-am spus că o să fie bine și simt cât poate să doară. După vreme am auzit că și-a legat de cât o să... Nu mai pot să mă mor, trag din drog. Mersi, mersi, Dan Bilzerian român. Uite, bă, Dan Bilzerian a devenit român. Bă, e bombă piesa, ești nebun la cap. E... Și versurile sunt cam hard. Versurile sunt cam hard, chat. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au și refrenul sună foarte bine. La fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Dar cântă și Marco? Nu, e de cu Bacovia, ok. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. E despre puștul ce-a crescut lor felinat. Fiindcă măsa l-a lăsat fix când taxul a decedat. De mic copil pe tâlhărie, pe furat. Ce se lua în smardoială pentru locul lui din pat. Unii râdeau morților când avea țoale. Până și-au luat toți bătaie într-o seară în parcare. Și nu-ți cânde două palme sau schemă de intimidare. Îți cânde despre o rozetă ce le-a spart fața la fraier. Combinat tot pe la scară, de la târfe la vrăjeală. Știu, fura casetofoane din mașini parcate în stradă. A fost și plecat pe afară să tragă niște manete. Mamă, e rupere. O perioadă pentru nu știu ce anchete. A ieșit apoi afară, dar își pierduse relația. Ci că femeia ai plecase, nu mai accepta situația. Eu pe atunci eram în Londra, am primit mesaj pe seară. Vezi că ăsta a murit și a legat de cât o sfoară. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Bă, Bacovia m-a surprins tot timpul, ești nebun la cap. M-a surprins tot timpul. A fost și pe live-urile mele, toate ultimele mele live-uri. E ce trebuie, frate, omul. E ce trebuie, omul. Bă, bravo, bă, Bacovia, e forță piesa. Dar e grea, sincer, e cam...